Tu ești Dumnezeule cu poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curate, stăpânii noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor celeștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot răudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri mari dascăl ai lumii și erar, Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel milostiv, patriarhi Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor, Nichiei și Spiridon al Trimicundei, făcător de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorești și Sava, Timivireanul, Iosif mărturisitorul, Gelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tirun, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralamie și ale Sfinților Mucenicii Cheda Romanu, Serghie și Vaclan, Palacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voivod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenice Filofteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bun Biruitor Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voivod Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtător părinții noștri, Grigorie de Capolitru, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei și a mamei sale Sfânta Emilia, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii care ne rugăm Ție, și ne miluiește pre noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Te rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Pentru apărarea țării
celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârde și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinții, frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor ce mai înainte s-au mutat, într-o dreaptă credință, părinții, frați ai noștri și drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântă Catedrală aceasta, să zice. Și Duhului Tău. Amin.
puterea cinstită și de viață făcătoare în cruci, cu ocrotirile Sfintelor Cereștelor ne întrupești puterea, cu rugăciunile cinstitului Măritului Proroc, înaintea mergătorului și Mătezătorului Ioan, cu ale Sfinților Măriților și într-o Teotaz Apostol, cu ale Sfinților ai Lumii Mai Tasă și Erare, cu ale Sfinților Preacuvioșilor și de Dumnezeu Cuvântător Părinței Noștri, cu ale tuturor Sfinților Măcenici și Măcenice, cu ale Sfinților Doctori fără de argint și Pămăduitori, cu ale Sfinților Ședeților Dumnezei și Părinții Amicianu, și cu ale Sfinților Vasile cel Mare și Sfântul Mama sa Emilia, fără pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, binepremit după rugăciunea noastră. Slavă Tatălui!
de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cernică. Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preacuvioase Părinte, binecuvintează. Ce montania cu mine se tăia între eu pentru a noastră mântuire Hristos, să devină la Domnul Dumnezeu, pentru rugăciunele prea curate, Maicii sale, ale Sfinților Măriților și Preocupdații Apostoli, ale Sfinților Vreacului și Cel Dumnezeu, pentru tot părinții noștri, ale Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Mare sale, Emilia, care pe unde ne-o săvârșim, ale Sfinte Preacuvioase, Maicii noastre, Parascheva, Bun Milostivă, Preptoare, Mântuitorul și Sfântul Antipa de la Călăbădești, Păritorul acestei Sfinte Catedrale și Eparhiei noastre, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Ajuncea, și pe Părintele tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.